Cum întreținem ciclul carbonului și îmbogățim solul? În fiecare an, Europa produce 116 milioane de tone de deșeuri organice, din care 59 de milioane de tone sunt resturi alimentare. Aceste materii organice, bogate în carbon și apă, sunt adesea arse, ceea ce reduce producția de energie, sau îngropate fără a fi tratate, fiind o sursă de poluare. În plus, aceste practici distrug resursele organice, împiedică întoarcerea lor în sol și dereglează ciclul natural al carbonului. Cu toate acestea, materia organică este indispensabilă pentru sol deoarece protejează și hrănește microorganismele, fixează substanțele nutritive, cum ar fi azotul și fosforul, și reduce spălarea lor prin ploaie. Afănează solul și îmbunătățește permeabilitatea acestuia, reține apa și favorizează încălzirea solului datorită culorii întunecate. Și totuși, cum se întoarce materia organică în sol? Prin compostare, care optimizează condițiile de biodegradare și permite materiei organice să se reintegreze în ciclul natural al carbonului. Există două tipuri de compostare. Pe de o parte, compostarea industrială, care se realizează în instalații controlate. În prima fază, materia se descompune. Apoi, activitatea microorganismelor face să crească temperatura, care poate ajunge până la 75 de grade Celsius. Obiectivul este neutralizarea agenților patogeni prezenți în deșeurile de origine animală. Aceasta este igienizarea. Atunci când temperatura scade din nou sub 30 de grade Celsius, începe faza de maturație. Materia este digerată treptat de alte organisme, viermi de compost, acarieni și alte insecte. După 3 până la 6 luni, se obține o materie bogată în carbon, numită compost. Calitatea compostului este definită de standarde și certificate naționale de mediu. Cu toate acestea, calitatea sa depinde în primul rând de resturile care urmează a fi compostate, care nu trebuie să fie contaminate de materiale nebiodegradabile. Pe de altă parte, compostarea la domiciliu nu depășește 30 de grade Celsius și, prin urmare, poate dura de 2 până la 4 ori mai mult. Această practică străveche necesită răbdare, cunoștințe specifice și amestecări regulate ale grămezii de compost. Pentru a stimula activitatea microorganismelor. Compostul îmbogățește solul și favorizează creșterea unor plante noi. Prin fotosinteză, acestea vor capta la rândul lor carbonul din atmosferă și vor întreține astfel ciclul carbonului. Mai mult, utilizarea compostului ajută la combaterea schimbărilor climatice. Inițiativa 4 la 1000 a demonstrat că o creștere anuală de 0,4% a stocurilor de carbon din sol ar putea compensa dioxidul de carbon emis în atmosferă de activitatea umană. Resturile noastre alimentare sunt o resursă esențială, îmbogățesc solul și întrețin ciclul carbonului. Haideți să le valorizăm!